singurul lucru de care sunt dependent acum e Oana. muzica. <laughs> nu. E muzica. E muzica. Oana știe asta. nu e familia mea. Și aici nu include că n-ar fi destul de importantă. Nu-i nimeni destul de important. Uite, și abia acum la, la, la tine la podcast, spunând lucrurile astea pe care eu le conștientizez și principiile mele, mi-am seama că ultimele zile am fost Pur și simplu, dărâmat. Survivor? Nu. Puterea dragostei. Este emisiune nouă. Zic, bine, hai că vin. Gajeca mea, că n-am auzit când te duci acolo, Zic, cum să te duci acolo? Zic, mă duc, nu fac nimic acolo. Când am ajuns acolo, mă îndrăgostisem de una. Tandrâm, nerden, sevin, nerden, deștindu-be aia. Iandân, curăbalu. În fine, am învățat piesa asta în seara aia, ca să ne de la paglute, de ce Toți oamenii mi-au furat toți banii, știi? mă refer la producători, nu aș vrea să dau nume pentru că o să lumea și pana mea, dar mi-au furat toți banii, adică nu aveam bani pur și simplu să-mi cumpăr un pat, un să stau, știi? Adică din Durmeam concerte pe și din vizualizări și din YouTube și din asta tu nu câștigai sau nu ai avut nimic? Dă du îmi dau moda, piesa asta a făcut să dau moda, dar eu tot nu aveam bani. Din cele mai mari piese ale mele, nu n-am făcut niciun bani. Wow. Da. Incredibil. Da. Mă fura mult, toată lumea. Aș vrea să merg la pi Piatos. Mi-aș merg mi pe cea foarte mult să merg Piatos. Am testat-o, bro. Ai testat-o, testat-o, testat normal. Am testat-o să văd dacă ar sta cu mine, așa. Doar cu numele, gen. Doar cu, cu numele de mine. Și mama eram așa doar când în garzonieră și lumea spunea că am bani și încerea pe oamenii bani la cerșit și eu nu aveam bani să le dau. Dar mama ta te-a învățat să... Mama, mama, da. Oi, stai nici de și mama. Și cum a, cum a testat? Nu știu. El știu. O luat-o și mama, tata au vorbit cu ea, frate meu la micu, uh, sora mea aia mare, care vine mâine la mine, uh, sora mea aia mică, asta mică, băi, își făceau griji, mă, cu toții, că de fiecare dată când, e, când au văzut că eu am gânduri serioase cu ea, s-au panicat, o să nu, o să suferi și după asta, nu știu ce, știi? Ei știau că mai suferit, nu? Da, da. Da, chiar am suferit, maxim. Știi cum o să-l cheme pe primul vostru copil? Da, Avram. Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la vorba lui Jorge, un podcast inedit, aș spune, niciodată nu ne-am fi așteptat după nebunia care a fost la Survivor, eu cu Jador să stăm față în față la masă și să povestim. Și Jador, bine ai venit la vorba eu lui Jorge. am găsit, ce să zic? Tai să te servezi nu cu o figa, light sau normală? Ai și băut apa? Nu, no, nu am băut apa A, a am aici și pahar, aici, da. da. Pe de asta da. n-am băut niciodată. Asta e figa light. Ia să văd. Ia. De obicei beau cu... Cu zahăr. Cu zahăr. Cu vodka. Cu vodka. Tu știi, mă. Să știi că nu avem alcool aici la podcast. Vodcate. Noi suntem cu figa. Sunt partenerii noștri. Bine, ai venit la vorba lui Jorge. Să știi că aici suntem în locația Vladila. Găsim pe vladila.ro. Sunt prietenii mei care mă ajută să filmăm acest podcast. Sunt gazdele mai gază decât mine, știi? Și dacă ai nevoie de tapet personalizat, o să poți să găsești orice model, orice model. Nu că orice, infinit. Eu îi dau o poză și îmi face tapet? cu da, acolo. da, da, absolut orice. Și eu am și în baie acasă, am tot tapet, am de tot. Tapet în da, baie? Da, 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 e... Păi și nu se face gen... Nu, 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 pentru că e, se pune o soluție deasupra și e, rezistă Dai. la mizeală. da. Dar cred Au... că e gros sau ceva, nu? Ca o pânză, eu știu. Da, e la fel de gros ca un tapet normal, de numai că, că se dă o... Păi oare ce aș vrea eu să văd în casă toată ziua? Femei, dezbrăcate! Mă da. <laughs> gândeam că și da. tu, cu, cu Oana, cu Inelu, cu asta, cu... cu... Da, că ți-am arătat de junior, da. da. Era, era o paranteză. Cum e acasă, Jadar? Aș putea să te întreb același lucru, nu știu, e... mi au luat, mi luat vreo două săptămâni până să mă... să intru iară mână după aia... Încă, 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 nici măcar n-am fost la Bacău, gen, să-mi văd familia. N-ai fost la, fost, a a a timp. Timp. n fost la Eu n-am avut timp până acum, Să vede că mi-am tăiat spune ce Nu, <laughs> ce-ai făcut acolo? Crezut <laughs> ce ai crezut în junglă, ce-ai făcut? Hai, de ce ai mai ți-ai făcut? tu știi că eu mă ciunteam, mă ciunteam așa la <laughs> barbuș și acolo, uite ce am ciuntis. Păi taie eu ca lumea <laughs> așa pe jumate, măcar să faci tu o dungă. Da, să se dau pe să pară că Aici sunt probleme problema problemele tare. lui S-a ciuntit la sprânceană. Bun. Suntem față în față. Uh, nu o să te întreb nimic ce nu te-am mai întrebat, -a întrebat -am. sau din Foarte ce n-am întrebat până -am. acum. Că n-am... Uh, eu, eu, nu pun la suflet, adică eu nu, chiar nu <gătă> sunt un om care să pun la suflet. Eu, eu, eu. ți-am înțeles nebunia ta de acolo. Adică... Nu, mă, nu, știi ce mai nervă pe mine? Deci tu erai în partea alaltă. Și te bucurai. Păi și ce vrei să fac să mor? Păi moră? te bucurai și tu cu înainte erai cu noi în echipă. Păi geni, și te ce e să fac să plâng? Ce nu, dar te bucurai prea rău. Era nasol și pentru noi era nasol. Asta e, Pune-te în locul meu. Din. Păi ce noi să noi Noi doi trebuia să alegem echipele. Da. Le-am ales. Păi și eram alte tu, echipe, gata. a doua zi, ai câștigat cu ea. Noi am pierdut. Tu ai mâncat, stăteai, mâncai, te dura la bască, pur și simplu. Păi și eu ce vin aveam, mă, că am ajuns acolo. Bine, eu am ales, într-adevăr. Eu am ales, că puteam să aleg în partea altă, dar, uh, na, fiind cu culoare albastră, am zis, bă, să merg trebuie războiuri. Da, ai făcut așa. ce ai simțit tu foarte bine. Da. Eu... Îs prost uneori. Dacă aș fi... Dacă stau bine să mă gândesc, ai făcut alegerea potrivită. Tu, nu eu. Oameni simpli, oameni normali, oameni care nu... Da, o să știi că chiar așa era la război. oamenii chiar nu... Oameni bucuroși așa noi. Chiar am distrat Știu. acolo la în campul războinicilor. Am cu, văzut după ce am Cu Sorin ieșit. și cu Robert și cu Iancu nu, și cu Alex. Râdeam mult de tot. Și mă distram, adică eu mă simțeam bine. Bă, la genial. Cum îl cheamă? Robert Moscalu mi, -mi se pare genial, băiatul. Mie îmi place Are o inimă bună, se vede că are Și am aflat și povestea cu iubita lui, Genial. cu soția lui, dar da. Dar nu, dar tu el, credim mă dacă are nevoie cineva de acolo să câștigi, el are nevoie să câștigi. Nu știu dacă știi. Da. Povestea lui, gen, situația lui materială, mă refer, Dar el are da. nevoie să câștigi din toți de acolo. Ok. Știi? Nu, nu știu. Nu, nu. nu. nu știu dar să zicem. Da. el dacă vrea, Nu știu poate. dacă e ok să povestim noi ce, ce știi tu, adică nu da, cred da, că da, mai că bine nu, să lăsăm pe Robert dacă vrea el. Da, îți spuneam că, în primul rând, vreau să te felicit pentru că ești singurul om care, după Survivor, m-a sunat și cea a cerut scuze, așa că tot respectul, ești un om bun, asta spune multe despre mersi, tine, mersi. să știi. Chiar nu mă așteptam adică erai ultimul om la care m-așteptam, mă <laughs> jur, <laughs> erai ultimul om la care m-așteptam să mă sune și să primești și mesaje, să primești mesaje de la tine și să citesc așa, citeam și parcă nu venea să crezi, bă ăsta e jador. bă ăsta e Bă, m-am luat -o de tine. Aiura. Te recunosc. M-am luat Aiura. M-am luat eu, m-am ofticat Aiura. Și eu mi-am dat seama de aia, la un moment dat am și urlat, mai scos din pepe, eu nu înțelegeam, zic, bă, ce are ăsta cu mine? Că dacă eu o să mă enervez, eu nu m-am gândit, gândit niciodată azi, așa nu, tare. Omule, omul ăsta are o imagine, o muncită, atât eu să fac asta, dacă aș recunoaște că eu am greșit, nu se pune nimic, știi? Tot și ai mers până la capăt. Cu și am mers până la capăt. Gen. Da, bine, realizam că ai muncit, că ai lucrurile tale, ai făcut niște lucruri de, care, ai venit de toată viața ta și era iurea să zic eu niște chestii așa. Doar pentru a le spune, știi? Și ai muncit, bro, eu știu ce înseamnă să muncești. Da, pe păi da. na, ca toată lumea care face câte da. ceva. Tu ai pornit de la, de la zero. O să mai revenim la, la Survivor, ne mai aducem aminte de una alta. Da. Dar tu mi-ai povestit câteva chestii în junglă și aș vrea Ce? dacă, despre viața ta de la Bacău, despre felul în care tu ai ajuns să, să fii pe scenă și prima ta apariție. Da. Povestește-ne un pic pentru cei care nu sunt încă familiari cu povestea lui <coughs> Jador. Zine... Cum am început să Cum cânt? ai început să cânți, da. Bro, uh, când întotdeauna tataia cânta cu, cu, cu vocea și cu acordeonul. Unchii mei când Toată lumea cântă. Toată lumea de la mine din familie are voce, practic. Eu sunt șeful lor. Îmi pare rău. Așa? Și... Bine, toată lumea a observat de mic că... Că ești talentat. Sunt cel mai talentat dintre ei toți. Adică pute pute aveam niște abilități vocale mai mari decât toți ceilalți. Și... La un moment dat am încercat tataia să mă ia cu el la cântări, am mers cu el la cântări, la Pe unde din cel, cântam la rece, că nu există, la noi la țară ce nu existau microfoane, orice eram, acum eu vorbesc de, eu aveam 7-8 ani, adică să-ți imaginezi de atunci, mă duc, știi? După aia, așa, mai cântam, mai cântam, cântam un unchi, când mă punea ăla să cânt, mai venea de Crăciun, ăla mă punea să cânt, dar la rece totul, niciodată la, la microfon. La microfon tăi, tăi, tăi. Și pe la vreo 13 ani, când am intrat în clasa noua, un prieten mi-a spus, hai să mergem la lăutare. Eu nu fusesem în viața mea la lăutare, în un club, gen... Când nu-mi permiteam, nu aveam bani, știi? Și m-am dus la lăutare. Și m-am pus să cânt. Și lăutarea mi-a spus, uite, dar tu cine ești? ți eu, chirează, spuneam, da, ești băiatul, chirează. mi Uite, ai cântat cu noi, Ai și tu să cânti cu noi, nu vrei? Pă, da. Și am cântat acolo în clubul ăla vreun un an până m-o dat afară că era o doamnă în vârstă, în vârstă. Pentru tine la O vârsta. doamnă, avea 17 ani, bro, era pana mea, nu pot să zic mai multe detalii. Era o doamnă destul de în vârstă care îi plăcea de mine. Și eu aveam 13 ani, 14 ani atunci. Și eu o băut dintr-un pahar și eu am băut din locul în care am obot, obot. era biată și mă pupa pe gură. și Băiatul care cânta acolo cu mine, gen, bosu de bosu, era ăla, mai mare ca mine. Eu eram copilul care cântam, știi? Cumva eram inferiorul lui. Și eu... Ă... Aia era gagica lui. Și el a vrut să mă bată și de atunci nu mai venit să cânt acolo. Și după aia pe în București, mi-am dorit să vin aici, în București, tot ca să-mi vreau să cânt, unchii meu era la Dan Bursuc, atunci. Acum în fini, mă duceam cu avi... mă duceam cu autobuzul. Era la 4 dimineața, autobuz, care mergea spre la noi, la țară. Și era, mă duceam cu autobuzul la 4, și iarna era un fric, tu ți imaginezi că iarna eram gen la costum. Și eram cu ochelburul, aveam 14 ani, 15, 13 ani aveam, că am început. Și... O fost, o fost, erau momente când ei nu îmi dădeau bani. Au fost momente când m-au lăsat, lăsa la anunț între țigani. Ui, da, țigani la modul... de-a eu am noroc că mă iubesc țigani. Deci dacă țiganii nu erau și fii să mă iubească țiganii acolo și fi rămas un român între ei, îl distrugeau. Pur și simplu. Și am avut noroc că eram copil. Deci dacă eu rămâneam, am avut noroc mare. Uite, tu ți că era tot satul acolo. Era tot satul și eram copil și m au lăsat aia acolo. Păi cum te-a lăsat? De ce? O fuge de frică. Da, când au văzut atât de... cât era tot satul. Era... Era mult stat. Ui! Cât Vreau da, avut așa o viață fost... tumultoasă, gen viața asta de lăutar nu e tocmai una... Uh, am avut o viață de lăutar, un cu Da, a fost chestia ale care s-au întâmplat pe scenă sau... Mie sau în spatele Am așa. înțeles că, gen, colegilor mai mari li s-a întâmplat. Mie nu mi s-a întâmplat încă. Au fost oameni care, nu știu, au avut uh, o atitudine nu tocmai potrivită la un moment dat, știi? Dar am început să-i spui cu omul, eu stau aici, stai distrez, eu n am nimic cu tine. Ce e de la mine? Și atunci oamenii îți domolesc. Depinde cum le vorbești. Dacă le vorbești și faci pijmecherul, îți arată că ești mai șmecher. Și Bă. eu nu sunt șmecher. E la fie să fie șmecher, știi? tu ești da. așa, ești bazat tu așa, ai, ai făcut tu niște box, niște lupte, niște de astea că tu spuneai Bro, acolo am orgoliu meu masculin cumva, știi adică, dar când omul e beat să mă pun eu să mă bat cu omul beat mă pune, omul o bău și el trei și se găsește să îi se pare lui sau nu știu ce, cine știi. nu mă pun la mine, să zic omule de asta să aici în fine, asta au fost la bacău. După aia am plecat de la Bacău la facultate la București. Am început să... Tot așa m-am dus la un club de lăutari și era un băiat acolo. Colegii de facultate erau cu mine și m-am bătat și am început să cânt acolo. Și de zis, nu vrei să cânt cu noi? Și am zis, da. Am cântat acolo doi ani. Nu, doi ani am ținut terți la unchii meu, când am venit în București. Terță da, da, da terță, știu ce adică vocea, doua, vocea a doua, vocea ca da. să înțeleagă oameni. Vocea a doua, am ținut un chimă în vocea a doua și după aia, după ce s-o terminat restaurantul ăsta în București, am cântat în agronomie la, la un, un, club și era un băiat acolo. Bă, pot să spun că cumva apreciez tot ce a făcut băiatul ăla, da, totodată dezapreciez, știi? Ei, mă dădea afară în fiecare zi. În fiecare zi mă dădea afară de acolo, de la club, știi? Că erau fete, erau fete din liceu, eu eram tânăr, ăsta avea deja o vârstă, era căsătorit, era... Și nu i artea lui. Și fetele acolo din agronomie veneau acolo, că noi eram tinerel, știam ce se cântă pentru tineri, știam ce li place, bucareala, de de în plus că mi îmi place balanțul. Adică n-aș putea să cânt uh, baladi știi? Îmi place balansul. Băi, și ăla mă dădea afară zilnic din, din formații, mă dădea afară. Sâmbăta, mă înjura, mă scuipa. Așa au trecut vreo 2 ani. Am făcut bani acolo, mi-am luat mașină. Primul meu, Audi A4 din 2002. Îl am și acum. Îl ai acum? De cum? El la bagos, Eu n-am vândut acolo? nicio mașină niciodată. Maxim a dat la schimb. Ah, ok, da. Și de acolo ai început să cânti singur. Sau uh, a mai durat un pic până când? Uh, am cântat doi ani acolo, mă dădea asta afară în fiecare zi, cântam la evenimente, dar la evenimente eu cântam popular. Deci era așa, începea evenimentul, începeam eu, știi, la eveniment, începe da. prima oară, romanțe, da? da? Începem cu romanțe, la cărciuma din cartier, o femeie, ce știu, câteva da. melodii romanțe, ieșea lumea la joc, cu soțiile, cu Așa. <laughs> După, uh, dădeam o, o purtată, sau. ta da, -ta da, frumos, e ceva, știi? Ca mm -hmm. să mai destineam și pe aia o dădeam pe hor, sârbă și tot așa. Dar nu aveam voie să când Era Vipu, băiatul ăsta care mă dădea afară în fiecare zi. Eu nu ți îl cheamă. Ca pe tine. Eu nu da. Mă dădea afară zilnic. Dar antrenamentul pe care mi l-au făcut, el, pe care mi cumva m-a știi? Dacă nu făceam bani, mă dădea afară. Adică era, seară veneau acolo, că veneau studente frumoase, băieți, niște studenti în agronomie, vă să știu pe toate, știu pe toate, ăsta, toate studentele de acolo. Uh, și veneau bărbați cu bani, veneau arabi, veneau turi, ue, era un, dădea câte 100 de euro așa la dedicat și puteam, și știam eu ceva, în, nu, turci, turci veneau. Și m-am pus să învăț o, turcă, o melodie în turcă, în seara aia am învățat-o. Băi, da, simplu, cine se îndemnă, ia și învață. Uh, stai, și știi, tandrăm, nerden, sevim, nerdem, duștim, dubela aia, iandăm, curăbol, în fine, am învățat piesa asta în seara aia, ca să... nu la bagnote, de ce <gântu -i> <gântu -i> deci dacă eu nu făceam bani, pe mine mă de afară, băiețașul ăla. Și mai erau momente când nu se făceau bani, știi, că na, nu era tot timpul bine. Da, nu, Dar de la el am învățat... Să fac bani. Meseria asta. Adică, erau momente în care, dacă, eu șarlatanie, bro, în realitate. Eu, eu o șarlatanii, dacă vrei treaba asta. Dar oamenilor le place. Se simte bine. Eu am încercat la un moment dat, un an de zile, n-am luat nicio dedicație. Că am zis că nu mi se pare moral să iau bani unui om. Știi? Și pe oamenii se stau, păi omule, mi-am place să-ți dau bani, tu nu înțelegi, mi-am place cum cânti, ia banii ăștia. Bine, bine. <laughs> da, 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 știi? Eu bine. Nu au banii spre tine și tu, nu, da, bine, da. haide, bine. Bă, nu, no, încercam eu să mă duc în alte chestii. La un moment dat am încercat să nu mai fac maneli, să o dau din maneli în altceva, în jale, jale, alea și uh -huh. genul ăsta de muzică pe care l-am schimbat, practic. Da, dar vezi că prins foarte mult. Știu, de la mine s-a schimbat toată treaba asta cu maneli pop, manele și trap manele și... Bine, împreună cu alți oameni care sunt pe care, care, sunt geniali în muzică și care au schimbat, alături de ei am schimbat muzica și sunt geniali oamenii ăștia. O să rămân în istorie, mă jur. Pentru mine, gen, eu e, îi, îi, ador pur și simplu. Sunt câțiva oameni în industrie care sunt geniali. Și în fine, asta au fost cu nunțele, cu treaba asta. Când am purtat asta vreo oră, o oră, o oră și ceva, două, Uh, după aia sirbili, după aia cântam de masă, că venea mm. aperitivul. Și la aperitiv începeam de masă, știi cum se cântă da, masă. Da, da, Dar cântai tot, adică nu intra, nu punea DJ-ul vreo muzică, vreo no, ceva Nu aveam DJ, nu aveam, nu aveam. Eu eram dj -ul. Eu cântam. Eu eram uh, din asta cum îi spune, prezentator, cum spune când... Da, prezinti. MC, da. MC, eu eram uh, MC, eu eram... Uh, la intro, la mijloc tot, și la... Tot. În afară de final. Nu, în afară de băiatul care intra la 12 noaptea, nu începea eu la 7, eu nu-ți intra la 12 noaptea. Cânta o oră, două, că se făceau bani. Manele, eu îi țineam terți în spate. imagineți cu două tonuri mai sus decât el. Mm -hmm. Și după ce am cântat toată noaptea, eu cântam cu două tonuri mai sus decât el toată noaptea, știi? Toată două ori. După aia, dacă mai era ceva și mai rămâneau câțiva oameni mai în vârstă, eu le cântam de masă, gen tot așa. De, de șpriți, da. De șpriți. Să mai stea ca acasă... Pentru... da. să, se mai bucure. Da, le cântam de șprizi, oameni. Deci eu stăteam acolo și asta au fost până în 2000... Până cu șase, șapte ani. Și după aia 2007. Adine, eu început să se scot deja melodii, aveam vreo trei piese, aveam una 3 milioane și ceva de vizualizări, era cea mai tare piesa mea. Nu, 4 milioane și 700 avea. Era cea mai tare piesa mea. De când nu întâlneam în fată, iar Tom, uite cine sunt eu, să știi că eu sunt <laughs> Aveam o piesă, uite, când văd clipul ăla, o bagă curent. Uite, când văd clipul, aveam niște sprânceni, uite așa, uite. Nu știu ce m-a făcut, nu știu cum, dar nu știu cum m că eu aveam prieteni, nu știu cum m am lăsat prietena asta. astea așa în fine. Și da, le-a la fete, uite, eu sunt ăsta. Știi? O <gântu -i> fost genial perioada aia. Și după aia m-am scris la Survivor. Nu, la Exatron era atunci. Da, exact. Ca să înțelegi cum te duce viața cumva. Era Exatron și mi-a -mi foarte mult de Gianni Chiriț. Îmi plăcea foarte mult mă regăseam foarte mult în personalitatea lui Gianni Chiriță de acolo, știi? Bă, și m-am uh, înscris și m-a sunat, nu vrei să vii, facem o emisiune nouă. Uh, Survivor? Nu. Puterea dragostei este o emisiune nouă. Zic, bine, hai că vin. Gagica mea că n-au zic când te duci acolo. Zic, cum să te duci acolo? Zic, mă duc, nu fac nimic acolo. Când am ajuns acolo, mă îndrăgostisem de una. <laughs> <laughs> Bine, tu de toate te-ai Bine, indragusem. aia oricum, ca cum m-am lăsat, de mult, îți dai seama, mă părăsiți. Și eu mă îndrăgostit, sunt una... Nu, am scos o piesă care am intrat în emisiune, după aia încă o piesă care o rupt, prima piesă o rupt, și tot așa, bro, o scos, o rupt, o rupt toate. Și de atunci au plecat toată treaba asta cu jador. De atunci. De la puterea dragostei. Asta era în 2018? A, a, a fost... 2018 sau 2019? Când ai fost? Nu... Nu știu. Nu știu. Nu mai, nu mai știu, dar au fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea, cel mai frumos show TV la care am participat. imaginează să că eram la hotel de 5 steli. Aveam trei mese pe zi. Filmam. Eram... Aveam piscină, sală, masaj. Pus, eram... A fost o perioadă și eu eram păduchios, adică imaginează-ți, de pleci de la oameni care te scuipă până la acolo la hotel de 5 stele. în viața mea la hotel de 5 stele, ziceam, mă cum am fost acolo, pf, era genial. A fost o perioadă cea mai frumoasă perioadă din viața mea, mi a plăcut la maxim. Păi, și de la 5 stele la Survivor de la tot la nimic, practic. Uh... De ce cum a fost la De ce Survivor? am acceptat perioada asta? No. <coughs> Când am venit de la Survivor, eu când m-am dus prima oară la Survivor, stăteam într-o garsonieră. Eram jador, stăteam într-o garsonieră, când ieșeam pe stradă, toată lumea jador, dă mi un ban și eu eram vai de capul meu. Motivul <coughs> nu pentru toți oamenii mi-au furat toți banii. Știi? Mă refer la producători. Nu aș vrea să dau nume pentru că o să lumea și pana mea, dar mi-au furat toți banii, adică nu aveam bani pur și simplu să-mi cumpăr un pat, un să stau, știi? Adică din Dormeam pe... și din vizualizări și din YouTube și din asta tu nu câștigai sau nu ai avut nimic? zeci din de dea... zecile alea de milioane de vizualizări? Da, și tu îți dai seama că sute de mii de euro acolo, poate sute de mii de euro, pe care eu nu nu îi luam, eu nu știam că să fac mâncare, știi? Eu nu știam că să fac banii aia din YouTube, eu nu știam că să faci bani din YouTube. <laughs> Înțelegi? <laughs> și după aia... <coughs> zăteam în garsonieră, nu aveam pat. Dormeam pe, pe parchet, aveam garsonieră. Aveam garsoniera, era a mea. Aveam garsonieră. Îmi, îmi eu o garsonieră. Managerul nu aveam sau? n aveam pat, nu aveam Dormeam pe, pe jos, pe o pătură. Managerul tău sau cine? Cel cu care lucram atunci. lucram. mi -am pus o pătură, dormeam pe pătură. La un moment dat, am furat o saltea, tot de la el, <laughs> am furat o saltea, în fine, n-aveam bani. Rău. Și... Toată chestia asta... În fine, o zis, ai managerul, schimbase managerul și au zis, hai să mergi la... Dădusem, îmi dau moda, piesa asta a făcut, îmi dau moda, dar eu tot nu aveam bani. Uh... Din cele mai mari piese ale mele, eu n-am făcut niciun bani. Wow. Da. Incredibil. Da. Mă fura mult. Toată lumea. Și după aia, lucrurile s-au schimbat. Uh, M-am dus la Survivor, de, cu banii pe care îi făcusem la Survivor, cu banii pe care îi s acasă din YouTube, că îmi făcusem eu canalul meu de YouTube, pentru că așa... Uh, Aveam vreo niște bani acolo. Și cu banii mi-au luat casa în care sunt acum. Și de acolo a început așa, pur și simplu. Și de când m-am dat la Survivor, acum 3 ani? Da, acum trei 3, 3 ani. De atunci viața mea practic s-a schimbat, de acum 3 ani. Dar până, până trei 3 ani, eu stăteam într-o garsonieră și dormeam pe jos. Păi și tu, că toată lumea te cunoștea și ador cu avea da, atâta. Tu știi cât de cuplit era să -și ceară cineva pe stradu și eu sunt un leu? Era, nu, foarte lasul. Foarte lasul. Păi noar. și cu fetele cum face? Nu era o problemă pentru mine atunci, fetele. Nu a fost niciodată o prioritate. Întotdeauna prioritatea mea numărul unu a fost muzica. Sunt dependent. Ăsta e cuvântul cel mai potrivit. Sunt dependent, pur și simplu. Nu pot să stau Pur și simplu. E foarte ciudat. E un sentiment ciudat. Și m-am uitat la toate serialele de pe Netflix, cu toți artiștii: Justin, Timberlake, uh, uh, Queen, uh, The Beatles, uh, Michael Jackson. I-am văzut pe toți. Toți sunt niște ciudați, la fel ca mine. În continuum studiu. Da. Și poate pentru unii oameni. Cred că viața de artist e, nu știu, să te duci prin vacanțe sau ce văd la alții. Eu, sincer, când văd la alții zic, bă, bravo, eu, eu, eu nu mă duc. Nu mă, eu stau în mai studiu. M-aș plictisi să stau în vacanță o săptămână, să mă stau așa la soare. Păi tu la Survivor bădeai din pinte în fiecare zi, erai plictisit teribil. Da. Toată ziua Dacă erai era nebunit. Dacă aveam cartea aia cu mine, nebuneam. Păi nebuneam. Ce v-am distrus eu psihic? Dar ce vă distrus dacă, -am, dacă n-aveam cartea aia cu mine? Nu, nu de nimic. Da, dar aia a fost frumos, că uite, a fost, a, e de apreciat, știi, totuși că ai găsit activitatea asta în care să, um, să citești Biblia și până la urmă e un lucru frumos. Nu mă pasionează Dumnezeu, mă pasionează necunoscutul. Mă pasionează necunoscutul foarte mult. Atât de mic ai avut uh, aplicarea asta? Vreau să era... mă fac preot când eram mic. Serios? Da. Până la șapte ani eu trăiam convingerea că eu voi fi preot. Eu eu voi fi... Cum așa? Ah. Cum? De unde ți-a venit asta? Mama mă în continuu la biserică. Mi-a plăcea coliva foarte mult. <laughs> A fost un factor <laughs> foarte... <laughs> eu, cum spune... Important, foarte, important, decis, important, da. foarte important în Luarea deciziilor. De, acune... de a merge la biserică. Deci, practic, mamaia, ca să merg la biserică, îmi făcea o colivă pentru oameni și o colivă mai mică pentru mine. Cu nucă. Place coliva cu nucă. Da, mama. mamă, am mai găsit pe cineva ca mine. Așa. Coliva cu nucă e viața. Eu am coliva mea separat. Când mama face colivă, face și pentru mine, dar separat aceeași cantitate, ca să spun eu. Așa, scuze -mă. Bombă. Da, mi se pare normal. Um, și făcea mamaia colivă și mă cu ea la biserică. Și um, preotul din sat mă punea mama aia să cânt, că îi plăcea mult că cânt. Îi plăcea mult mama aia cum cânta și spunea, tu și cântă măi. Zic, să mă plec, că mi-e rușine. Zic, tu te, te mă și cântă mă. Și mă punea acolo în strană și era un, un, dascal, dascăl Marcel. Și spunea, cântă -mă, cântă mă, cântă mă, cântă mă mai cu putere, mă, cânt, bă. Zic, nu, că mi-e rușine. Zic, cântă. Și la un moment dat m-a lăsat pe mine și ei, am trebuit să cânt, știi? Și i-am spart. Și zice, de azi cânt aici. Uite, și mi au niște strai, mi-a dat strai de uh, Aveam strai de țărcovnic, nu aveam voie să le spăl. Eu mă jucam cu el. Aveam voie să fac nimic cu ele. Eu mă jucam cu straile. Fine. Îi făceam la preot tămâia. eu puneam ca să tămâieze biserica. Cântam în strană. Când jau de colind, eu cântam. Eram convins că o să fiu preot. Până la șapte ani, când am realizat că există femei pe lumea asta. Și am zis, ani decât de să fiu un preot, javră, mai bine nu mă fac. Și așa mi-am dat seama că eu nu trebuie să fiu preot. Că o să-ți placă fetele foarte mult. De timpuriu, adică de mic. De la șapte ani. Mă e... crezi că am realizat asta de la șapte ani? Păi jur. Asta am realizat la șapte ani. <laughs> foarte <laughs> drăguț. Deci tu practic puteai aveai șansa să fii preot. Puteai să fii preot astăzi. Da, eram trei. Eram eu, Vărmiu George și Vărmiu Clau, care stăteam team? Uh, practic în aceeași curte, dar eram separați de un gard. Așa. Suntem separați de un gard. Toți trei îndreau să fim preoți. Vereșorii mei doi au continuat. Sunt preoți. Am sunt preoți. Amândoi doi sunt preoți. Dacă i cum cânte, te spar, dar bine, eu sunt șeful lor. Te-a zis, în toată familia nu există unul mai șmecă. Să, să știe asta, s-a da. da. Și Uh, eram eu, Vermiu Clau și Vermiu George Vermiu Clau nu cânta așa, dar George rupi. George are corul lui la biserică are un cor de 20-30 de băieți care cântă care țin unison și el face -a 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 manuri și băi, rupi. cântă de rupi. și în fine, eu ajuns preoți și uh, chiar mi-ar plăcea să o uh, fost hirotonit de curând unul din ei Uh, la Suceava e preot. Clau, e la Suceava. Georgi, nu știu. Și ei au ajuns preot, eu nu. Tata e pastor, tot preot în alte religii. A, e decizia lui, el a decis să, să schimbe religia. Mama la fel, frații mei și-au schimbat religia. Practic, eu cu sora mai suntem singuri care nu a au schimbat religia. Și sunteți practic într-o familie doar de credincioși. Mm... Și cântăcioși. Toată lumea cântă, da. da. Toată lumea cântă, în afară de fratele meu care e bocciu rău. E șeptar rău, nu are nicio treabă. Cântă pe șapte. Nu dansează nici măcar, nici, nu știu. Are nimic. E făcut de altcineva la. <laughs> Întâlniți toată lumea cântă. Și voi, în casă, când ați crescut, câți frați ați fost? Cinci. Cinci. Tu fii cel mai mare. Eu cel mai mare, da. Și după tine? Uh, sora mea, care e mai mică cu 4 ani, fratul meu bancar care e mi mai mic cu 5 ani, uh, Camelia care e mai mică cu vreo 9 și Sia care e mai mică cu 18. Și Sia are acum câți ani? are? are... Uh, Sia are vreo 11 ani. Dacă tu ai 29. 11. Știi, momentul ăla când. Ce? Deci eu nu o să uit niciodată momentul ăla cu. 42 de ani, ai 40 ani, îmi zicea mie, ai 42 de ani, așa și care, care e problema că am 42 de ani și tot zicea. Păi stai seama că am, eu... Băi, eu zic bă, că ăsta cred că nu mai știu ce să zic. Eu la vârsta zică. ta o să fiu foarte bătrân. La 42 de ani? Da, eu la 42 de ani o să fiu foarte bătrân. Dar de ce mă, că la 42 e foarte... Așa am o... fost educat, brou. E foarte ok, adică e... De, eu așa am fost educat, eu venind de la țară, oamenii la țară, la 42 de ani... 40 și ceva de ani se consideră bătrâni. Aici, în oraș, oamenii, e o diferență foarte mare socială dintre oamenii de la țară și oamenii de la oraș. Pentru că oamenii de la țară, de la 40 și ceva de ani se consideră deja cumva sunt în vârstă, cumva, știi? Oamenii de la țară vorbesc. Mama mea cel puțin. Mă, îmi spune, ești bătrână, mamă. Zic, ai 44 de ani. Alții la vârsta ta caută ciocan. Da. Păi să știi că și altele nasc la vârsta asta. Dar că... foarte frumos. Fiecare să facă cum vrea. Se... Tot ce-i face da, fericit da. pe oameni să facă. Bine, eu zic din propria experiență că soția mea la 45 de ani l-a născut pe David. Bravo, felicitări. Da. Mulțumim. Să... Și vouă, acum na, că ai cerut-o pe Oana, ai logodnica ta. Da. Ai așteptat acolo mult. Acolo a fost o chestie că tu te-ai supărat. Dar tu știai, bro, tu știai, nu? Nu. Ră... Bine, tu știi tu știi, de am povestit vreodată? Tu ai ai povestit, tu mi-ai spus și în camp că urmează să o cer în căsătorie. Ai zis că primul lucru pe care vrei să-l faci, da. chiar am fix pe podeaua aia înainte de culcare și mi-ai zis că primul lucru pe care vreau să fac când ies de aici, vreau să o cer. Și TJ a zis și eu vreau să fac acela. Nu, trebuie să spui la asta, mă gândeam, dar a zis să nu zic. Nu, lasă că o, o să zic din nou. Tu mi-ai zis, da. când eram înainte de culcare, că primul lucru pe care vrei să-l faci când ești de la Survivor o să-l ceri pe, pe, Oana. Da. Și era nerăbdător, tu voiai să vină Eu nu știam că tu o așteptai acolo. Adică treaba asta eu n-am știut-o. Nu, nu, nu. Adică în ziua aia când trebuia să vină și tu ai fugit, ai plecat de nebun. Da. Atunci am înțeles de fapt că tu de fapt tu o așteptai de, de câteva zile și te-ai supărat. Dar de deci ce ai fugit dacă știi că urma să vină? Asta m-am întrebat Păi... Merg. Uh, Madame Laflam. Nu mă refer la Oana. Madame Laflam, știi tu, mi-a spus că Oana vine în două zile aici. Bombă. Bine. bine. când eram noi doi, când eram noi doi propus spre... Da, spre eliminare. Spre eliminare. Dragi Ador, ce vrem, ca, ce vrei ca să știm ce ți dăm să nu te trage acasă. Spune-ne ce vrei. A zi, o vreau pe să vină aici, mai repede, să vină mai repede. Că știam cât trebuie să vină. Da, ea era pe lista scurtă la următorii da, care urmau să vină da, la război. Da, 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 Și am zis, și am în două zile aici. O adus-o pe în două zile. Dar fata aia care trebuia să intri cu Oana nu putea să vină și o venit nu știu cum. Și o trebuie să ștea Oana acolo o săptămână, să aștepte. După erau nu știu ce valuri nu da, știu păi cum, și nu o s-o mai... putut să bage pe Ioana, că nu știu cum. Și tot îmi spunea, mâni, 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 până în Consiliu. Și a spus, mani vine cu siguranță. Și spus, Pini. Și când mi-au zis, mâni, vine cu siguranță și nu mai vine nici mâni, eu după două săptămâni din mâni, ai nebunit. Am, a dat, am zis, vor să mă țin aici, plec. A... Am înțeles. Și după aia tu ai plecat, uh... Cum ai, ai, cum ai primit comentariile oamenilor? Că mulți au zis că nici măcar nu ți-ai luat la revedere de la faimoși, că ai plecat așa, că... Mi-a părulul la un moment dat, că nu mi-am... Uh... Oana, când ai plecat. Nu răspundeam la telefon, zăi că era în competiții, boss. Și avea telefonul luat. Deci oameni, eu seara m-am dat afară. M-am dat afară seara. Uh, nu mi-a dat telefonul. A doua zi mi-a dat telefonul. Și când mi-a dat telefonul, stai, am pus la telefon și o să Te, 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 ocupat. Era închis telefonul. Și ea era pregătită să intre în competiție. Ea intrase deja. A doua zi intrase, când tu ai ieșit. Eu am ieșit, ea a telefon. a intrat. Doamne. I-am și zis la un moment dat, zic, mă, ăștia, și Julieta. Julieta a luat o travă. Romeo a crezut că e moartă, îl lase, își taie venele, se sinucide și când îi trece efectul otravei lui tu Julieta, aia? se trezește din uh, o amețeală, ia uite, ăsta e mor. Și exact așa a fost și la voi. Tu trebuia să pleci, tu, tu, trebuia să rămâi, să mai stai încă puțin, să mai ai încrederea aia că vine totuși săptămâna sau ziua următoare, știi? Exact. Urma ziua liberă, urma ziua liberă după aia, după asta, după Consiliul urma ziua liberă. În care n-aveam joc, da. În care n-aveam joc și n-avea cum să intri. Și după aia poate o băga, gen în două zile. Poate băga. La joc, direct, cum o da. de altfel. Că nu era zi liberă, adică să nu înțeleagă. Da, au fost negozi. o chestie, dar... O... Z... Vine acasă. E, e, bine acasă? E bine acasă. E bine, o să o aștepți acum cu, cu drag, o să fie revederea... Tu ai tu, tu visai la Survivor? Foarte rar. Eu n-am avut vise așa de data asta la Survivor, cum am nu, avut data eu, trecută. Eu visam zilnic. Visam zilnic chestii. Chestii ciudate. Chestii ciudate. Hmm. Da. Dar asta ai visat că o să o ceri în căsătorie? Sau era atât de sigură că A, nu mai trebuia să Nu, sa... nu, nu. n visat cu, cu ea. Era hotărârea mea. Era, aici visam chestii despre Dumnezeu. Nu știu ce ți-am spus. Nu, nu, nu mi-ai zis. Nu? Dar chestia cu steaua, tu ai auzit de ea, gen ce-am spus despre ea? Ai zis despre ea, da. Bro, s-o de șapte ori. Am Bro, văzut că au dat la televizor ajuns. că i-a arătat și lui Andrei. Că... da, și-o spiriat la. Da, cum? Ai povestește un pic pentru cei care nu au, n -au Bro, văzut. Bro, fii atent. uitam la Și Dar acum nu se mai întâmplă, pentru că am stomacul plin. Pentru că nu sufăr. Pentru că am telefon, am numai prostii. Mi-apare pe TikTok numai fete. Ca lumea. Bine, acum. Dar acolo, fiind privat de toate lucrurile astea, tot, toate lucrurile care ne dăunează, de fapt, spuneam, Doamne, dacă mă auzi, stinge stea o. Uite, bine, prim, prima oară am făcut-o tot la fel și o stins, m-am speriat, am cum că de la nori. În fine, ajungem la Survivor și am azi deja să se zinsez seaua de multe ori și am spus, eram cu Ștefi afară, și Ștefi, uite, vezi aia, zic, dacă eu zic acum, uh, um, dacă ne auzi, stinge steaua aia și se stinge. Îi povesteam pur și simplu cum, cum se stinge steaua, că măi, păi și o steaua în momentul ăla. Ștefi s-a panicat în momentul ăla, s-a panicat că era practic una dintre cele mai mari stele de picer, cele mai luminoase. S-a panicat, am început să ne rugăm, în fine Andrei, i-am arătat și lui, s-a spanicat și ăla, ne-am panicat așa un pic cu toții, gen mă bucuram că au văzut în sfârșit cineva treaba asta. Și am avut visii cu, cu l-am visat pe Isus. După a aia... am visat îngerul din Apocalipsă, așa cum îl descrie apostolul Ioan în Apocalipsă exact cum îl descrie în îngerul al șaptea, care duce a șaptea trâmbiță a Apocalipsei. Am visat după uh, niște lucruri, nu, nu le mai țin minte pe toate, dar nu-mi dau seama de semnătatea lor. O să vină pe parcurs uh, mesajele. Sper că nu-i sfârșitul lumii din ce ar trebui să cred eu, ar veni sfârșitul lumii. Era apostolul Ioan în sus care striga, a venit fiul omului a doua oară pe pământ ca să pătimească păcatele voastre. Deși în, în se spune că Dumnezeu, Iisus, fiul omului, nu va mai veni ca un om. Va veni prin ori de slavă. Nu știu. Și îngerul din Apocalipsă care stătea și auzea tot ce vorbeam eu care era pe cer. Bă, foarte ciudat. Foarte puternic. Foarte ciudat. Dar bine, acolo, fără toate lucrurile astea, fără mâncare, fără apă uneori, fără chestii, știi? Acasă nu mai Te tentează să mergi într-un loc unde să ai din nou -a conexiunea asta? Aș vrea să merg la pi Piatos. Mi-ar mi plăcea foarte mult să merg la E o De conexiune puternică. Tu ești un tip credincios, te-am văzut. De multe ori nici nu mai, ce să, nu mai aveam ce să zic când te vedeam cu Biblia în mână și noi munceam pentru, pentru barac. Eram. zic, ha, lasă-l că citește acum. Bă, vrei da? să zic ceva? Niciunul nu știe să bateți cu ei. Băi, dar eu te știam că tu muncești, dar tu nu voiai să muncești. Da. niciunul nu De știe că să da. bateți cu ei. Păi știu că te-am văzut. Te-am văzut. În afară aia. din Moro, Niciunul nu știa să bată. Cuie. Păi eu mi-am dat peste deget de da, dar contează că voiam să fac. Mi-era sil, bro. eram acolo atâția bărbați care încerca să bată în cui. Îi prostesc. Păi da, mă, dar trebuia făcut. N-ai ce păi să faci, da. eu am crescut la bloc, tu ai crescut la țară. Da. Eu câte cui am băut, eu, bă, da. cui am bătut da. eu, câte ai bătut tu. Da. Nu, eu am, făcut, am mai făcut asta cu tata, am construit un acoperiș. Și știam așa cam ce trebuie făcut, dar n-aveam nevoie de Eu și de cu ziua, bro, am și cu ziua la, la treburile astea. Am fost și cu ziua, de asta știu și de asta mi se să le mai fac. De asta mi se să mai fac muncă fizică. Nu mai vreau să fac. Am fost la fermă. Eu știu unde am la fermă. La cules distruguri, dar 9 zi, nu 2, nu 5, nu 10. Luni întregi, ca să-mi iau haine pentru școală. Am avut o viață la bloc. Aveam fermă de animale acasă. Eu îl îngrijeam, abia așteptam să plec să nu mai îngrijesc de nimeni. Aveam trei vaci, aveam cal, știi că mă și eu trebuia să le aduc chiar să le tai zilnic chiar să le aduc chiar Apă, trebuia să le car apă zilnic, o vacă bea două găleți minim de apă pe zi. Eu trebuia să aduc apă de la vecini, că nu aveam fântână. Eram săraci, dormeam toți trei, toți trei, toți trei frați într-un pat și surmea lângă noi și mama cu acutat în alt pat, toți în aceeași cameră. Într-o cameră care e cam cât încăperea asta de aici. Cu ciolofan în geam. Nici măcar geam n-aveam. Da. Înțelegi? Adică și pur și simplu mi se să mai muncesc, nu mai vreau. Cât am cărat de amortar să te încuiască tata, cât mortare am făcut. Puh, nu mai vreau să muncesc, pur și simplu. Nu mai suport munca fizică. Nu, am băgat prea mult când eram mic. Da. Eu am știut că tu ești... Ah muncitor în sine, dacă nu voi atunci să muncești pur și simplu. Dar nu m-am supărat, ai văzut că am venit și ți-am zis frumos, băi, când vrei și tu așa, ții minte că ți-am zis Am venit tot Da, ai venit, da, când te -au... și am zis, bă, lăsați-l pe jador, că știu cum să-l iau pe Jadur. și am venit la tine, te rog frumos, uite, mai avem nevoie de, ții minte cu ți -ai zis, mai avem nevoie de o zi, două de muncă, <laughs> te rog frumos, avem nevoie de ajutorul tău. Și ai venit t -t Și ai pus în seara, ai acuia, că am bătut, bătut toate într-o zi. Într-o ai, ai bătut acolo. Dar a fost, a fost munca, eu când vă vedeam cum băteți cu ei, pentru mine era... Da, da, asta Pentru e. mine era... Uite, și pe ăștia mâncare. Păi știu, eu te cred, dar am făcut-o. Da. Am făcut-o, că n-aveai ce să faci, trebuia făcută. Da, mi-era silă, bro, pur și simplu. Știu, te-am văzut. Nu că mi-era silă... Era prostesc să stăm trei bărbați, unul să țină cu... Da, dar nu Dar cu mi se părea că era și pentru cameră cumva, știi? nu un Unul să țină un cui, unul unu bate, unul... Păi da, dar știi că lucrurile păi, se nu, se la dau la... la două, și gata, nu se, se da. dă la, Nu se dădeau lucrurile alea la televizor. Noi trebuia să construim mai ca să ne plouă. Dar noi cine dracu știi? Noi, noi știam ce de la televizor. Dacă e păi să o luăm nu s-a dat când am... Eu când m-am uitat la o emisiune... M-am uitat. Anul, anul m-am uitat la două emisiuni cu mine. Când am ieșit m-am uitat. La, la, două emisiuni. Eram numai eu la televizor. Eram numai eu la televizor. Am zis, Bui, ce dracu? acolo ai impresia că Toată lumea vorbește la fel, toți sunt câțiva care nu vorbesc, în rest, toți care vorbim, vorbim, știi? Mie mi se că ți doar eu acolo. Păi, eu, ce dracu' am pus pe mine ăsta cu fiecare mărit, cu fiecare privire, cu tot. Hmm. Ciudat. Să știi că am întrebările lui Jorge aici cu Jador, am 10 întrebări, ha -ha. trebuie să răspunzi cu da sau nu, după care le, le mai... Nu no, neapărat, nu neapărat. Ha -ha. <laughs> Întrebările lui Jorge Cujiador o să te rog să te uiți la camera asta, să răspunzi cu da sau nu. Da. Deocamdată, și după aia vedem uh, cum le mai dezvoltăm pe unul alt Hai. Ai lăsat vreo fată însărcinată până acum? Nu. Te consideri un mare talent? Da. Ai primit mai mult de 10.000 de euro din dedicații la un singur concert? Da. Ai știut din prima că Oana este aleasa? Nu. -ta. Crezi că. Da, 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 da. Nu simțeam asta, dar știam. Crezi da. că ai greșit că n-ai cerut-o înainte de la tatăl ei pe Oana? Nu. Te-a prins poliția vreodată? Cu ce? Așa, te-a prins poliția. Nu Da, cu pieștii, de contrabandă. Hai că povestim după <laughs> aia. Ai mințit anul ăsta? Da. Ai lansat vreo melodie care nu prea ți-a plăcut și a ajuns hit? Domnul, da. Știi cum o să-l cheme pe primul vostru copil? Da. Avram. Este oana Nu. Cred. Nu cred. Bun. <laughs> ai zis că. Um, a lansat o melodie, dar o modă da, care da. nu ți a plăcut? Da, nu-mi plăcea. Cum? Avea o tobă proastă. Când mi-au mi trimis-o, avea o tobă proastă. Nu-mi plăcea toba și am refăcut noi toba. Am refăcut toba

și eu am schimbat toba, toba, și Alex mi-a dat-o mie, Eu zis, ia boiule, pune-o tu. Și am zis, nu, pune-o tu că nu-mi place asta, pune-o tu, fă ce vrei. Cu asta a fost. Și tu nici n-ai vrut să o postezi pe canalul tău? Nu, no, n-am vrut să o postez, pur și simplu. Nu, nu ți-a plăcut nici după ce ai cântat-o și când trebuia să lansezi tot n-ai vrut. Uh, îmi plăcea, dar... Nu îmi plăcea atât de mult. Gen. Și eu aveam probleme cu canalul de YouTube, de asta le-am și dat lor. Da, îmi plăcea, înțeleg. dar nu plăcea așa mult. Dacă nu plăcea, nu scuteam. Da, înțeleg. Um, zici contrabandă cu pește? Cum? Te-a prins poliția cu contrabandă? Da. Tata avea un magazin de pești. Uh, la noi, la Bacău. Mergeam, cumpăram pești de la pescari de la oameni și şi... ne trebuia acte și cere de la omul de la țară, dă factură, chestii, dă i bani să-mi iau de mâncare la copchile, în cer tu mie de astea. Facturi, și ai facturi. <gânghi> Trebuie la țară, bro. <gânghi> vine fine, îți dai seama, n-aveam acte pe, tot, pe, 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 pe tot pești. Mai luam, mai erau oameni mai deschiși la mine, dar erau unii care pur și simplu din asta trăiau, n-aveau alte uh, surse de venit. Și ne, ne oprea poliția, nu mai aveam probleme. Nu am înțeles. În A... n-am avut nicio problemă. Poate să mă oprească și eu zic încă o dată. Poate să mă oprească orice din ăsta de poliții, orice domnul ofițer, sau cum îi spune? Polițist. Organul polițist. Polițist, da. Orice organ de poliție să mă oprească, să-mi facă test de droguri. De ce vor ei? Nu am treabă cu așa ceva. Conduc. Eu conduc în fiecare zi în București, beau de rup, deci, beau, dar nu conduc nu. Normal. Ai zis că ai primit mai mult de 10.000 de euro de dedicații de, da. de la un concert, dar unde S-a da. uh, întâmplat în Anglia. Uh, Mi-au dat oamenii bani. Știi, am fost o perioadă în care eu n-am acceptat bani la dedicații vreo un an de zile. Și pe aia când am început să zic bine, hai... Mi-a dat oamenii o grămadă de bani. Au venit bani, s-a, dat drumul la... S-a dat drumul la cash. La... s-a <laughs> venit la cash la Jadon. Da, da. Noi, erau oameni care, pur și simplu, bro, dacă îi place, pur și simplu... Eu consideram în sine, mi zis, păi, de ce să iau banii la oameni? Eu, eu scrocherie, e scrocheria asta, să le iau banii. Și pe insistau, unul chiar să supăra, unii să supărau, că nu le luam bani. Cum adică, domnule, dacă mi-am place, de ce nu mi-ai bani? Zic, păi, dar Păi, tu nu mi-am -mi plăcut plăcerea mea, bani, te rog frum. Bă, zic adevărul, ăsta e adevărul. Păi, plăcerea mea, îmi plată, nu-mi îmi place să-mi să eu vreau să-mi cânt, îmi place de tine, îmi place cum cânt. Ia banii ăștia, te rog frumos. Tot doi, da, băi, cu Și am făcut în seara mai mulți bani. Dar bine, nu-ți banii mei 10.000 de euro, nu țin că eu acolo merg cu oameni. Uh... Ca să înțeleag oamenii că Uite chiar și Andrei mi-a zis când la, la botez la el. Cheltuielile mele doar ca să duc nou oameni, că atâția oameni am cu, cu care trebuie să călătoresc, nou oameni, plus uh, instrumente, care e un instrument doar ca să-l duc din România până în Germania, mă costă 200 de euro doar o orgă. Și eu am două orgi. Plus instru, plus clarinet, plus vioara, Bine, astea poți să le ca bagaj yeah. de mână. Dar astea mă costă 400 de euro, plus biletele de avion la 4 oameni, plus... Uh, uh, cum îi spune, la alea, hoteluri, plus mâncarea lor. Că nu pot, sunt, nu pot să mă duc la om, că dacă nu să simte omul să-mi dea de mâncare, că mi mi-e foame, vin de pe drum obosit, rupt în gură, din România, în Germania, când cele mai multe concerte eu le-am în afara țării. Și dacă nu se simte omul să mă pună la masă, așa, eu trebuie să le dau de mâncare la băieți, la oameni. Eu i-am luat cu mine, nu? Trebuie să le dau de mâncare. Și credem -mă, că mănâncă nou oameni, nou bărbați, te duce 500 de euro o masă, lejer. Dar o masă. Duce, dacă da. Dacă mănânci plus, undeva decent. Plus toate. Undeva decent, da. Cât de cât. Nu zic că uh, mombleuri. Mie oricum nu îmi plac. Mie nu-mi plac. Și cheltuire, am cheltuiri foarte mare. Plus, plus, na, unul vrea taxiuri, chestii care nu se mai pun. Și dacă e o sumă, e o sumă mare de bani pe care o cer, pentru că eu am oameni cu care vreau să vin să fac evenimentul ăla, trebuie să țină minte trei luni de zile că eu am fost acolo, s au distrat toată lumea, s-o în aer. Așa, Așa altfel, cum vin cu trei oameni, nu profi, sunetul nu s-a ăla, Eu nu, 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 mai bine nu mă duc. Știi? am nou oameni cu mine, am nou oameni șmecheri. Păi dacă am un copil de 17 ani, l-am luat acum cu minul dacă l-au scump în îți înnebunești. N-au în viața ta așa ceva. E, e extraordinar. Am cei mai buni oameni lângă mine pentru că eu... cel mai bun. Și ăsta e... Ai zis că ai mințit anul ăsta, nu? Nu, bro. Eu chiar mă de cel mai bun. Da. Foarte bine. Ai... Uh... Ai zis că știi cum o să-l cheme pe... Da, Avram. Păi și dacă o să fie fată? Agar. Nu, Agar. O să mă gândesc. Nevasta lui Avram o chema... Cu să, 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 am uitat. Am înțeles, te mai documentezi, te mai, te mai gândești. Dar nu, că știam, dar am uitat. Am uitat. Da, o să fie băiat, am înțeles. Eu, nu neapărat, poate să fie și fată. Mi-a plăcut Aveți glumele alea în, în <laughs> junglă, ziceai, cu TJ. Băi, eu fată. chiar îl botez, chiar îl botez cu kilo. Dacă TJ îl faci cu un kilo, îl botez. Ai o să faci fată. Cum faci Tu o să faci fată. El îți spunea mereu. El îți spunea. El mea. zicea zi. Băi, îmi place rău de TJ, mă jur. Rău de tot. Mi se pare genial. el n-are vibe prost. Ai observat? Da. Na. El n-are vibe prost. El nu Nu, el nu e serios. Era ca doi copii acolo, vă distrați. Foarte bine. Mi se pare că oamenii care sunt serioși nu... Nu, să fii serios, serios adică să fii așa dur. Rigid, zic. zici Rigid. Seriozitate Da. Seriozitatea în luarea deciziilor în viață. Eu acolo văd seriozitatea, nu în... Nu asta pur și simplu așa, germani, că suntem germani. Eram niște germani acolo în zis că n-ai considerat că ai greșit, că n-ai cerut-o pe Oana de la tatăl ei. Ai vorbit cu părinții păi ei -am avut de când... Timp, mă, tu n-am s-o muta cu mine. Eu, -am, eu am venit acasă, practic, să acasă de o lună de zile. O lună? Da, cam așa. Am o lună de zile. Eu într-o lună de zile, eu n-am fost să-mi văd mama pe care n-am văzut-o de la Crăciun. Dar voi locuiați de ceva timp împreună, dar nu de mult. De câte luni locuiați voi înainte eu să veniți? cu Ana? De a doua zi de când am cunoscut-o. Și când ai cunoscut-o? Prin octombrie sau noiembrie. Pe cum așa de a doua zi de cum? De N-am mai scăpat de ea, pur și simplu, jur. Bro, n-am scăpat de ea. asta e o trimiteam acasă, spuneam, ieși acasă. O trimiteam acasă, când dacă vreau să pleci, o alungam. Deci am, dute du-te acasă, ce cauți pe capul meu aici, vrei să mă îndrăgostesc, ieși. Dormea pe la studio după mine, pur și simplu mi-a arătat o iubire pe care nimeni nu mi-a dat-o niciodată. Vorbeam cu ea și îi spuneam, bă, de ce mai iubești? Că eu n-am făcut nimic să mă iubești, pur și simplu. Și așa, nu știu. Și am văzut o fată pe internet care spunea, cel care spune, dă un motiv pentru a iubi, înseamnă că nu iubești cu adevărat. Iubesc pentru că are ochi frumos și iubesc pentru că e frumoasă. Iubesc pentru... Nu există motiv pentru a iubi. Nu chestia asta nu e din lumea noastră, exact cum spunea fata aia. Și era o fată oarbă. Și ziceți-mă, ea era îndrăgostită și ea nu vede nimic. Bă, subirea nu știe de unde vine. Pur și simplu, e o chestie. Asta e superb. Nu? Asta nu vine superb, din lumea da. noastră. Da. da. Crezi că noi venim cu sufletele pereche și le descoperim aici? Nu știu ce, să nu știu ce răspuns să-ți dau. Nu știu ce răspuns să-ți dau. Tu, din uh, meditațiile tale, din rugăciunile tale, din... Dumnezeu spune că Avram era un întreg, practic. Și a luat o parte din coastă. Nu avem nicio coastă lipsă. A luat o parte din noi și a făcut femeia. Și uh, l-a făcut pe Avram după chipul și asemănarea lui. Dumnezeu este și bărbat și femeie. Și cine desconsideră femeia, îl desconsideră pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este și bărbat și femeie. Femeia nu este nici de cum mai slabă, a luat partea femenina noastră și Dumnezeu îl iubește pe Avram, l-a iubit pe Avram, pentru că a fost primul. Dar nu înseamnă că Eva era mai prejos. Dumnezeu era sub, a fost sub toată treaba asta a plecat de la Eva, ca de din Tot. Nu înseamnă că femeia e inferioară bărbatului, în niciun caz. Într-adevăr, în relații spune, că noi, noi de-am mai avut discuția asta și cu toți, în relații spune, femeia să fie supusă bărbatului ei. Pentru că. De ce să fie supusă? Pentru că capul lui Hristos este Dumnezeu, capul lui Avram este Hristos și capul femeii este bărbatul. În relații într-o într-o relație. Adică femeia să fie supusă iubirii lui. În niciun caz lui, ca la un rege. Femeia să fie supusă iubirii lui. Că bărbatul o iubește întotdeauna. O să vezi întotdeauna bărbatul ca ce eu mi-aș da viața pentru femeia mea. Pentru că cea, să fie supusă lui ăla că ăla prost. De fapt asta ne spune Dumnezeu. Fii supusă bărbatului tău că ăla ai prost. Îl aș da viața pentru tine. O, o, o să-l distrugi. Fii supusă. Fii a lui. Pentru că tu ai multe opțiuni. Poți fi a vrei tu. Tu ești frumoasă, ești ginga și ești... Tra... Poți fi acolo, ăla, 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 dacă e cu tine, ăla cu tine, e ei. Imaginează că nu erai tu celebru. Prindeai o fată frumoasă. Mamă, păi era și fata. ta. Înțelegi? Femeile au opțiuni. De asta trebuie să fie femeia supusă iubirii bărbatului. Să fie pentru că el nu are opțiuni. Tu ești singura. Și un bărbat care va avea opțiuni va înșela. Și când se plictisește, se Tocmai ce ai vorbit dintr-un contemporan, nu? Da. Ia, mai ai întrebări. Mai am întrebări, dar până la întrebările la nebine sau la greu, pentru că și acolo e fan. Să știi că am întrebarea de la FIGA. Care este noul sortiment lansat de către FIGA? FIGA light, FIGA cu scorțișoară, FIGA cu piersici sau FIGA cu fructe de pădure? Și ăsta nu l-am văzut Ăsta e, FIGA light. Fica conține 12% suc de fructe Iar ingredientul principal este guarana Are efect tonic și revigorant Ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat De concentrare fizică și psihică Nu conține coloranți și nici conservanți Hai să bem atunci Hai noroc, Hai, noroc. Ce să zic Bine te-am regăsit Bărbații înțeleg greșit chestia asta cu... cu femeile Și mă deranjează Explică. Tot mai mulți bărbați înțeleg greșit. Când și biserica spune clar că femeia nu este cu nimic mai prejos decât bărbatul. Cu absolut nimic. Cu absolut nimic. Chiar, chiar azi am pus pe TikTok o piesă care spune femeile fac ce vor. Tocmai un mesaj pentru bărbați cumva. Bă, femeile fac ce vor ele, boss. Are viața ei. Ea nu-i porc să-l tai de Crăciun sau nu-i nu, -i, nu -i animal. E om. Cum poți să tratezi cu inferioritatea? Sau cum poți să crezi despre femeia ta că e inferioară, ești nebun? E mai slabă fizic? E mai slabă fizic. Asta nu înseamnă că, e, că e, tu ești mai tare ca ea. E mai slabă fizic? Și un copil e mai slab, slab fizic. Tocmai de asta tu nu trebuie să dai în el niciodată. E mai slab fizic. Super spus. Super spus. Da, asta mi-a plăcut. Da. Um... Să știi că discuțiile noastre din junglă au rămas valabile și lucrurile pe care le-am discutat acolo și certurile pe care le-am avut. Asta multă lume o să vezi că o să comenteze ce căutați voi, v-aș ta aiurea, v-aș de ca să faceți rating și acum o dați că sunteți prieteni, acum o să... Bro, eu, mă... cu, eu, consider că sunt prieten cu toți acolo. Eu cu Smără, Smără o să meargă cu mine de azi înainte. Eu colaborez cumva cu el, o să vezi. Uh cu Moro nu știi relația, e la fel uh, TJ când o să iasă vreau să-i botez copilul dacă vrea uh, Zani vreau să ies să-l cunosc chiar o să-l invit la un suc să zic, îl cunosc să văd să văd cum e el. Cum e în afara competiției, cum că, că e el, voi da. doar, în, doar, doar, în competiție. În competiție. Vreau să văd cum e el, de fapt. Vreau să văd ce poate lui cap. Moro, ai zis că o să-ți fie naș? Da moroc să-mi fie naș, ce, cine mai era acolo? Atât. Dar te-ai supărat pe Moro că... M-a deranjat un pic. M-a deranjat că el știa, el știa, dar poate nu și-o dat seama, a uitat, nu știu, dar el știa că... De ce plec? Știa ce să mi se promite, cu ce vorbesc, cu ce vorbesc, ce mi se spune. El știa, tu știi că el știa. Da, voi vorbeați, voi doi chiar vorbeați, că na, sunteți apropiați și... Bro, e nașul meu, nu mai contează. E nașul meu. N-aș vrea să mă cunosc niciodată altcineva. E nașul meu. E prietenul meu. Mor. Greșim, bro, cu toții greșim. Nu? da, care nu au greșit acolo. Da, da ales flămând, bro. Ești flământ, adică chiar nu mănânci. Da, știu. Eu mi-am dat seama -mi după aia, ca... aia când, când, am trecut la războinici că pe voi vă deranja faptul că mă bucuram, dar eu, era, eu eram bucuros că da că eram bucuros, că eu așează oricum cu bucuros da, mă, în mânceași, mă, butic, bu și... mâncai, mâncai da, în primul era, rând. Era era bucuros, mâncai, aveai protecție. protect, era... la pască, era nu șmecher, da. era șmecher. Era normal. și, era și tot... voi cum ați văzut? Ho, dă pe el, Ho! sar pe da, gât. Da, da. Sar la gâtul lui. Da. Eu nu înțeleg niște lucruri Toată lumea se lăsa influențată de toată lumea. Asta a fost o chestie pe care n am înțeles-o. Cine mai exact? Toată lumea, pe toată lumea influența. Toată, dacă unul spunea o chestie, toți credeau aceeași chestie. Asta se întâmpla la faimoși. Se întâmpla la faimoși. Bine, dar a fost tare. A fost. A fost, a fost interesant. A fost, a fost tare. mi-a mi plăcut mai mult decât ora trecută, de exemplu. A trecut am murit de foame, plângeam de foame, pe, mă tăvăleam pe jos, pe plajă, băi, plângeam, erau, era, păi, au fost complet. Cine câștigă Survivor? Bă, trebuie să faci niște chestii, nașpa ca să câștigi. Adică? Să mai faci câte o schemă la un moment dat, să mai vorbești pe la spate pe unul și să se trezească afară, să mai știi? Dați sunt buni, sunt mulți buni. Dacă e pivoturi, Ian Cucuzani îi văd acolo. Eu, în capul meu. Și nu știu care ar avea mai multă susținere. Depinde de ei, care sunt mai buni. Dacă nu o să fie eliminați printr-o schemă de colegi, că na, o să ajungă și unificarea în curând, fiecare o să fie pe pe strategie, echipele o să da. încerce să scoată unul altul. La jocurile alea nu știi ce se întâmplă. la N ai văzut Iancu că Guzani, se... dar vezi, că tu, vezi tu ce că Robert Muscalu, ce că e bun acum. Știi, și, și asta am uitat de el. Andrei sau cine? Nu, și Andrei e bun, dar zic de asta de -o câștigat. A, de la Alex, Delea. Delea, și ăla e bun. Și ăla e bun, da. Și Ștefania e bună de la război. Dintre fetii, E cea mai bună de nu, e, de cea mai bună din toată competiția acum. Adică a fost mereu pe primul loc. Ștefania de la Războinici era, e bună tare. Prima, ui, era prima din competiție. Mai știi, mai știi, uh, funile alea așa, uh -huh. în sus așa? Eu când am văzut-o acolo, cum a zis. Păi eu dacă ajung cu asta la vintuale, mă bate din mă asta. Mai bine plec. <laughs> <laughs> Și ai plecat. Ai, nu, nu, no, zic așa. <laughs> Uite, la podcastul Vorba lui Horhe avem o rubrică care se numește la nebine sau la greu. Trebuie da. să alegi din două lucruri mai nasoale în răul cel mai mic pentru tine. Uh, și uh, începem, da? da? Să te începe scorpionul sau să te dea oana afară din casă? Să mă dea oana afară din casă. De ce? Păi și mă dea afară, mă și așa și întâlnă Ai văzut că pe Sorin l-a mușcat, l-a înțepat scorpionul. Și că doare ce? rău. Doare rău? doare rău. Așa mi-a spus el. O să că doare de zici că ai impresia că ți ia foc. Wow. Ți era frică să dor noaptea da. în fake camp. Eu mă căcam pe mine. Da, da. Oi, în, al al doilea, în, al doilea, unde am stat, în al... În al doilea chem, când am plecat atunci și ne-am dus, da. că erau valuri. Băi, eu când am văzut pe ea în genul așa, și erau șase într-o seară, când am văzut șase, dih, de, de alea, <laughs> Păi am mai văzut pe drum, dar niciodată să-l văd pe podeaua noastră cum umblă. Șase de hâni toate. Cât mi mâna mi-a pus, mi pus gluga în cap. Așa mi-a pus-o. Băi, mi-era un cald, de nu mai puteam. Era atât de cald, la un moment dat am zis, da, așa am dormit, pur și simplu, cu căldura aia. Când m-am trezit dimineața, eram în nu -am mai era să nu te Ei, dacă mă înțepa, a fost în primele seri niște gângâni care ne țepau, erau niște chestii albe pe mine, pe, pe Tonciu, pe Ștefi și pe Elena Marin, nu pe Elena Ionescu ne-au înțepat. Aceleași chestii erau așa, care zburau, erau beji la culoare și înțepa pe mine, m a de aici de față. A fost groaznic, aveam aici toată buza a, știu, de jos, era așa, era amorțită, vreo două zile, n-am înțeles și a fost de acolo. mi-era mie, mie, mie scârbul de gângânile din isăp. Da, Oribil, da, erau? da. Oribil, da. Dar frumos în același timp, că eram, era un risc. Da. Să vină socrii în vizită, ne anunțați, Sau să gătești tu ciorba și să nu mai vină? Să vină. Să vină, nu? Ne anunțați? Să vină. Și așa. Deci că fac eu curățenie. Uite, fita! Ea nu voi. <laughs> <laughs> tu zici bine la, la treaba Zic, asta. uite, eu i-am spus... Deci, <laughs> <t -am... laughs> Cum te scos tu, bă? Tare. La nebine sau la greu? Să te trezești în fiecare dimineață la 6 sau să te îngrași și să ai peste 100 de kg? Să mă trezesc la 6 în fiecare dimineață. Să nu mai fi gras. Uriu, bine, n-ai fost gras niciodată, da. dar da, da. veni să-i grăsuți. 93 de kg aveam, dar veni, am vrut să mă îngraș. Ai vrut să te îngraș? Da. Aveai burtihani, aveai. Am, am ai vrut, vrut să mă îngraș, bro. Eu am vrut să mă îngraș. M-am îngrașat anume ca să Știam că o să slăbesc. Deci eu dacă nu, imaginează că eu am acum cu minus 10 kg, da? imaginează cum arătam eu la 72 de kg. Acum aveam 72 de kg în fața ta. Cum eram? Erai stafie. Păi, perdeam toată masa musculară, pierdeam tot ce am muncit eu de ați ani. Mă, mai mă duc la sală. Te mai duci, nu? Mă duc și azi am fost. Tare. Deci să te trezești la 6 dimineața. Da, da, da. Păi mereu mă trezeam la 6. Da. Aveam animale, trebuia să dau de mâncare, până la școală, mergeam pe jos. Pe mine nu mă dus mama niciodată la școală. Păi, eu nu înțeleg copiii care duce părinții la școală. Eu nu m-am dus, pe mine nu mă dus mama niciodată la școală. Mă duceam prima zi, gen când era serbarea că trebuia să vină. Dar în rest, pe mine mama mea nu m-a dus niciodată la școală. Eu mergeam pe jos în fiecare zi până la școală. Cât trebuia să mergi? Hmm, nu știu. Mergeam vreo 20 minute, 15 minute. Max. Urcam un deal, era acolo școală. Eram cel mai bun la mate, bro. Eram bine, era un băiețaș, după aia eu. Deci nu știu ce s-a întâmplat cu colegii mei din general, bro. Nu știu nimic de nimeni. Dar tu ai terminat ASEO, ai terminat, am relații internaționale. Da, am terminat master, în comunicare. Am vrut să mă fac vreo universitar. Și? m a devenit cunoscut mi-a ieșit cu muzica. Bine, chiar dacă eram profesor universitar, eu tot cântam. Și tot Maneli cântam. Și Era cel am mai cool. O... Maneli. Cu oamenii când aud Maneli, asociază lucrul ăsta cu niște chestii. Muzică orientală, aș putea să numesc. Orientalul ăsta, chestia asta, muzica asta care duce spre Orient. Asta e... Nu -aș, aș, că... când... aș, putea să nu aș putea să cânt vreodată altceva. Îmi <laughs> <laughs> place din mor. Zic asta. Păi se și vede. Să scap telefonul în cărbun în la un grătar sau să o strici din greșeală pe logodnica ta cu alt nume? Să o stric cu alt nume. <laughs> Bă, tu îți dai seama să mi un telefon din nou? Eu mi-e idee, urmă un telefon. Păi și, iute, după ce l-am spart, după ce că l-am spart, -am. după ce l-am spart, i-am pus husă, dar după ce l-am spart. Nu ți-a luat altul, ai zis nu. că nu. Nu dai bani Nu, niciodată. ui, să 1000 de euro, că cade asta. Ești nebun, 1000 de euro. Lasă-l acolo. E bun așa. Bine, uite, vezi ce... Contează să funcționeze, nu să... Păi merge, merge, e bun, nu mă L-ai spart pe spate. I-am pus asta ca să nu mă zgârie. I-am pus pus asta. Ca să nu te tai, am zis. Să trăiești într-o casă bântuită sau lângă un cimitir? Nu, nu, nu. Să trăiești lângă cimitir, nu, eu nu vreau să aud așa ceva. <laughs> eu sunt fricos. Băi, ascultat, e... e, o chestie reală ce spun. Am venit de la Survivor. Nu, înainte să mă duc la Survivor, e o chestie pe care o știi deja mama. Și tata le spun totul. E o chestie pe care o spun, nu... Fuma. Fuma, aveam pachete de țigări. Început să-mi să fumez, deși nu știam să fumez. Și tata mea mi-a spus un lucru, vezi tata, că pentru fiecare viciu pe care îl ai, există un duh. Un, 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 un practic, un lucru care te posede, știi, un duh, este un duh. Uite omule, și într-o seară, după, după ce vin acasă, stăteam în pat și am eram singur în, în dita mai acasă eram singur, de bea mă despărțisem de prietena mea și fosta mea prietenă și fumam. Beam și fumam. M-am pus la som. și visesc în dressing. Dressing-ul e fix în stânga patului meu. În dressing era acolo ceva din mi era frică de el, rău de tot. Asta visai sau era... Păi, visam, dar era realitate, gen, nu știu cum să-ți explic, era o chestie reală, dar eu visam. Mi-era frică, dar mă trezisem și din somn, eu credeam că sunt încă în vis, dar era realitate și spuneam, ieși afară în numele lui Iisus Hristos, că spune Biblia, orice veți spune în, în, în numele meu, așa va fi. În numele lui Iisus Hristos ieși afară. O ieși vreo de acolo, m de eu de atunci, dacă intru, dacă sunt casă singur sau așa, eu nu intru acolo. Mă crezi? Eu nu intru acolo. Voi mi-e frică de mor. Voi, mă jur. Da, dar nu mai fumez acum. Știu, de atunci nu mai fumez. Ăla era duhul, ca să am să spun, ăla, ăsta e duhul, ăla era duhul difumat. Era o, o, o chestie de fumat. Dar tu când te-ai mutat în casa asta, ai zis și ai cunoscut-o pe Oana, povesteai tu că mama ta te-a sfătuit să nu-i spui că e casa ta. Da. Cum a fost asta? Când te-ai cunoscut cu Oana. Păi știi cum e. Femeilor, femeilor, oamenilor, femeilor, ce să spun femeilor, oamenilor le plac banii. Sunt uh, impresionați de oameni, ceilalți oameni care mă pupau în jur, care, a, vezi domnule, eu sunt cineva nu sunt curios de complimente, nu sunt curios de, și pe ocazia dacă vedeți cineva din jurul meu așa, nu sunt curios de niciun compliment. Sunt curios doar de critici. Nu cu, știu foarte bine cine sunt, ce calități am. Nu vreau niciun compliment. Dacă ai niște defecte pentru mine pe care le pot îndrepta, mulțumesc. Dar dacă nu, mulțumesc. că N-am nevoie de complimente. Știu cine sunt. Și, în fine, V-ați cunoscut? Ne-am cunoscut, așa, am spus că casa e cu chirii, că studio e cu chirii, că mașina e în rate, că tot ce am eu, nu am eu. Și că am nevoie de bani. <gântu -i> Toți din jurul meu ziceau asta, până m-am bătat prima și am spus. Dar cât timp ai ținut asta? Femei, vreo lună, trebuie să o lună. Femei, da, știi tot ce știi tu? Da. Ia eu. Ba, <l> da, mai mult de atât. Mai am. <l> am început să... Eu... Bine, că am început să prind încredere în ea, știi, și gen... Că văd că s-ar bucura pentru mine. Da. Am testat-o, bro. Ai testat-o, Am, -am testat-o, normal. Am testat-o să văd dacă ar sta cu mine, așa. Doar cu numele, gen. Doar cu... numele de mine. Și mama -a dor și... când în garzonieră și lumea spunea că am bani și încerea pe oamenii bani la gerșit și eu nu aveam masă să li dau. Dar mama ta a învățat să... Mama, mama, da. Băi, stai niște cu -o și mama. Și cum, a, cum a testat? Nu știu. El îi știu. O luat și mama, tata o vorbit cu ea, frate meu mi la micu, uh, aia mare, care vine mâine la mine uh, mea aia mic, asta mică. Băi, își făceau griji, mă, cu toții că... De fiecare dată când... E, când au văzut că eu am gânduri serioase cu ea, s-au panicat. O să... Nu. O să suferi și după asta, nu știu ce, știi? ei știau că, că ai mai suferit, nu? Da, da. Da, chiar am suferit, maxim. Și când zic băut în fiecare noapte, Beam în fiecare seară, stăteam singur. Un an de zile n-am ieșit din casă. Și înseamnă un an de zile n-am ieșit. Nu mă duceam nici la studio, înregistram în casă. Dacă vrei să înregistrăm piesa, vină cu microfonul ăla, îți cânt în casă. Eu nu ies din casă. N-am ieșit nicăieri. Așa nebunit erai. Da, da, da. Am suferit rău. Am suferit rău. Dar asta când? Sunt foarte diferit de oameni. Eu pot să realizez asta. Pot să realizez asta pentru că inclusiv apropiații mei îmi spun asta, inclusiv Oana îmi spune că sunt foarte diferit de toți oamenii. Mama mea îmi spune că sunt foarte diferit de toți oamenii. Sunt foarte diferit. Într-un sens totuși ciudat pe care eu nu, nu înțeleg. Pentru că și eu sunt crescut cu niște nor normalități omenești. Dar dacă îi spune unui om, nu știu, lucruri pe care le-am făcut, n-ar crede. Niciodată. Ce ai făcut? Nu se poate spune pentru că aș jigni alți oameni. Dar nu știu. Lucruri care erau din iertat. Și eu acum, gen, n-am nicio treabă. Lucruri care sunt... Pur simplu, au profitat foarte mulți oameni de mine, inclusiv mi-au luat banii, oameni care încercau să ridice pe spatele meu, oameni care mă duceau, doar în jos, la băutură, la femei, la de-astea cea adevărata valoare, adevărata adevăratul nu știu cum să-i spun cel nu e să ții oameni lângă tine ci să poți să renunța la oameni Când mi-am dat seama de asta mi-a fost foarte greu să poți să renunți la oameni că îmi făceau prea mult rău, îmi distrugeau viața, îmi distrugeau cariera. Și tot putea să mă distrugă, știi? Putea să mă distrugă. Le dădeam voie să mă distrugă. Știam că mă distrug. De ani de zile știam că mă distrug. Dar iubeam prea mult, știi? Nu puteam să renunț la ei. Și când mi-am dat seama că mă distrug, pur și simplu, am zis, știi, mi-am dat seama că mi-au distrus sufletul, mă manipulau, îmi luau banii, tot. Și am început să renunț la ei. Pur și simplu, la oameni. Nu vreau să dau nume pentru că nu aș vrea să jignesc niciun om care a fost în viața mea. Dacă mi-am dat seama că eu trebuie să renunț la niște oameni, au fost cumplite Și am început să renunț la ei. Ai schimbat cercul de prieteni, ai început să fii pe, Focusat pe lucrurile pe care Nu mai am decât un prieten Doi, oameni cu care lucrez de fapt Oameni prieteni Dar totuși lucrez cu ei, știi? Interesant La nebine sau la greu? Trecem la următoarea întrebări Să trăiești fără capacitatea de a simți Gustul mâncării Sau să trăiești fără capacitatea De a percepe culorile Trăiesc fără capacitatea de a percepe culorile deja trăiesc cu asta cum trăiești cu asta jador sunt dischromat dischromat dar nu un dischromat normal sunt un dischromat afectat adică în, în, în interiorul ochiului meu nu sunt culori noi în ochi avem toate culorile nu tu vrei să zici că La vezi... femei e mai dezvoltat treaba asta. Adică femeile au culori mai multe. Ele văd mai, mai multe culori decât noi. Dar noi bărbații avem mai puține. Eu nu am deloc. Am alb și negru. Eu văd viața în alb și negru. Tu nu vezi în culori? Eu nu văd culorile. Vezi să are diferența? Pentru că mi-am pus ochelari. Adică tu? Fac parte fix uh, 0,01 uh, din glob. Uite, poza deci așa, tu nu vezi culoarea asta de la figa? Uh, o, o, văd. Văd o culoare, dar nu văd culoarea pe care tu o vezi. Wow. Știu ce înseamnă discroma, dar nu, nu, nu vine să cred că... Adică nu vine să cred că tu... Chiar da. nu vezi culoarea. Da. Și când am pus ochelarii prima oară la ochi, m-am speriat foarte tare. Pentru că toate mă loveau din toate părțile culori, știi? Mă loveau, nu știam că, adică semnele de circulații, pur și simplu îți sară în ochi, știi? Cu ochelarii pe care i-aveam eu. Îți săreau în ochi, spunea, bună, sunt aici, țipțipul la tine, cumva, știi, culoarea. Când îi dai fără e normal, gen, e ca și cum ar fi un gri închis, un gri mai deschis, un... O, o, altfel, oricum, vezi altfel, vezi altfel. Coca... La, cum o știu eu, când o pun la ochi, o... deci roșu de pe Coca-Cola, când puneam ochelari la ochi, în capul meu, culoarea roșu de pe Coca-Cola, în capul meu, era auriu, în capul meu. Înainte să vezi că e roșie. Cumva. Deci fără ochelari, știu că e roșu, nu știu cum să ți explic, bro, că e Am o înțeles, chestie da, ciudată. Da. Da, deci, tu fără... ai aveai, aveai o percepție diferită față de culorile pe care tu credeai că le vede toată lumea, și când ți-ai pus ochelarii la ochi, ai fost total surprins de. Da, că să-ți arată. Am văzut câteva videouri cu oameni care își pun ochelarii pe ochi și văd pentru prima oară culorile. Nu am stat de vorbă cu, niciodată cu cineva care să. Deci, voi vedeți undeva, nu știu, cu ochelarii, cred că cam așa se vede. Da, dar mai spre tine, mai spre tine. Ăsta ca Am să vadă da, 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 așa. Da. Deci, tu vezi cam așa. Da. Eu văd așa. Văd ceva de genul ăsta. Ceva de genul ca să poți să înțelegi tu pe telefon. Dar unele sunt unele culori pe care nu le văd deloc. Chiar și cu doamne, asta n-am... Uite, e și prima persoană cu care... Și după ce îți dai ochelarii jos de la ochi, e complet. Și am preferat să nu mai port ochelarii, pentru că îți vine să plângi pur și simplu după ce dai ochelarii jos de la ochi. Că viața nu mai are culoare, știi? E ca și cum treci de la un televizor color, cu plasmă mișto cu 4K, la un televizor cu tub, al negru. Asta e diferența. Serios. Incredibil. Da. Nasol rău. Dar m-am obișnuit așa. Nu, nu, e nasol pentru mine. Că Eu m-am obișnuit așa. asta e viața mea. Așa, zis eu. Doamne, am rămas fără cuvinte. Ce, ce, tare, mi se pare asta că e, ți-ai asumat atât de puternic lucrul ăsta că vrei, prefer să nu porți ochelari decât să... No, nu, no, nu, no, nu. No. Mi-am cumpărat ochelari, am dat 500 de euro pe ei. i-am purtat și când i-am pierdut și -i căutam ca un disperat să văd să văd chestii, știi, să le văd și eu, să văd culoarea mea la piele, nu vrei să știi. Când te uiți pe tine și vezi culoarea ta la piele, zici bă, dar ce culoare frumoasă am la piele, că eu nu o văd. Știi? Și mă uitam la, la m și spuneam, bă, dar ce ochi frumos și ai, bă, Iulică. Că -i vedeam ochii, știi? vedeam culoarea din ochi. Și spuneam, bă, Iulică, ce ochi frumos și ai, tot în pana mea, strălucesc așa, zic că îs, mă uitam așa la iarbă, la cer, cerul e superb cu ochelarie. Viața e frumoasă cu ochelarie. Dar așa, mai bine că nu i-am, că după aia când îi pierdeam, bro, nu vrei să știi ce nasol. Pur și simplu. Îți pierzi, devii dependent de ei și e foarte nașpa. Nu vreau să fiu dependent de nimic. Singurul lucru de care sunt dependent acum e Oana. muzica. <laughs> nu. E muzica. E muzica. Oana știe asta. nu e familia mea. Și aici eu nu club Oana, că n-ar fi destul de important. Nu-i nimeni destul de important ei muzica. Și asta vreau să zic cu oamenii care erau oamenii din viața mea care îmi, îmi făceau rău și mă manipulau și luau bani și când s-au ajuns la muzică să mă afectezi la muzică, să mă afectezi în muzică atunci am început să renunț la ei. Dar până atunci nu am lăsat niciodată. Încercam, încercam să-i ajut. Bă, tu nu vezi că nu faci nimic. Tu nu vezi că dormi toată ziua. Nu vezi că nu faci nimic. Nu vezi că nu... Îți place să dormi așa în continuu? Ce asta? Ce viață e asta? Să dormi. Să dormi, să mănânci, să te duci la baie și atât. Asta e viața. Trăim doar o viață, bo, doar una singură. Jorge, mi s-a dus jumătate din viață. Am 29 de ani, 200 de ani. Vreau să trăiesc. Nu neapărat că te duci să vezi lumea, e un căcat. E un... Trăiești. Ești, nu... Ești din casă. Nu răpi pe nimeni. Fii fericit. Că vezi, că nu vezi, că ai bani, că e sărac, că... Ești un loc. Trăiești, băga mea și pula în viața asta. Riscă totul. Băi, tu stai seama că murim. Uite, tu îți dai seama că murim. Ești nebun. Murim. E oribil că mă gândesc la asta, mă gândesc că seara, mă gândesc că mor. Tu îți dai seama că mă gândesc seara că mor. Mă gândesc seara că mor. Și gândește seara că mor și îți promit că nu vei mai fi supărat pe nimeni. <laughs> îți promit asta. Ce și dacă cineva o să fii supărat pe nimeni, o să mori, și fi supărat pe nimeni. <laughs> Să dai seama că o să murim? Da, e bună asta. Îmi place, îmi place zona asta a ta în care conștientizezi frumusețea vieții și importanța ei. E minunat, îmi place mult. Uneori mă pierd și eu. Diavolul e puternic, îți am înțeles. Uite și abia acum la, la, la tine la podcast, spunând lucrurile astea pe care eu le conștientizez și principiile mele, îmi dat seama că ultimele zile am fost Pur și simplu, dărmat. Nu m-am rugat deloc. Chiar n-am supărat pe Dumnezeu. Hmm. Din motivii personale. <gângătări> mă mai cer și eu. <gântări> de la ce v-ați așa doar? Măi, de deci ce nu să zic că m-am luat cu el în foarte. Ui, eu mă cer cu toată lumea. te-ai certat și cu Dumnezeu până da, la urmă, la Surfing Fire. Da, și cu el m am certat. Până am început, m-a cu el și pe. în fine. Nu, oamenii oricum n-ar crede. E foarte. E ciudat. Eu, dacă eu mă consider ciudat, îți dai seama că sunt. Ești ciudat. Păi e cel mai frumos, o zici tu. Că după aia nu mai poate să zică nimeni nimic. Da, da. Că o zici tu. Da, e ciudat, recunosc. Tu nu ești fraier și atunci, asta nu, e. Nu, 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 dar nu, nu, sunt foarte sincer. Eu sunt foarte ciudat. N-am cunoscut un om mai ciudat ca mine. Eu, eu recunosc. Ce tare. Să trăiești fără internet sau fără încălzire centrală? Am trăit fără internet și fără căldură în centrală. Și mai rău fără căldură. <laughs> Iarna muri. E mai rău fără căldură. Da, normal. Păi lemne, gaz sau altele. Păi da, fără lemne în centrală. Eu n-aveam păi centrală. Nu, aveam. Cu lemne, șemineu, pui, faci frumos. Tai lemne, n-ai tăiat lemne. Da, da, sobă. Aveam sub acasă. Dar erau și momente în care nu aveam lemn. Și asta e adevărat. Și era frig. Mai vini fără internet, cred mă Corect. Bine, acum, dacă să ne aportăm la acum... Păi la acum? Mai vini fără căldură. Da, cu internet. Păi am nevoie de internet. Păi da, nu mai postezi tu melodiile tale. Mi-ar plăcea să cânt la un loc unde e un elitism așa genial. Deși asta mi se întâmplă, știi? La noi în țară. Mă duc numai la evenimente de asta unde e pompoase. Pompoase, toată lumea așa. Nu. Știi cum mi-ar plăcea mie să fii la concerte mele? Un buhoi de la... Bine, se mai întâmplă, dar... Nu știu, când e ai aer liber. Să fii un puhoi de la să, să mă desfrag la pielea goală, să cânt, să, să mă să, public, să, fie, să mă în public, să mă să dau cu berea în cap. Băi, așa mi-ar plăcea, mă jur. <laughs> Ia cu figa, dai cu figa. <laughs> Hai, nu rog. Mai am câteva întrebări. Vrei să-ți mai bun? Să auzi un zgomot enervant în ureche în fiecare zi? Sau să vezi mereu o umbră suspectă în colțul ochiului? Nu, nu, nu. nu. Să aud în ureche. Am un, am un băiat în orchestră care are tinti, tinti, tin. Nu știu cum tin -ti, se numește. Tin, -ti, tin, tin, nu, tințită, nu, nu, știu, ceva cu tă, o boală care uh, auzi mereu un țăuit în ureche. Și auzi mereu în un, un ureche. Tu să mă străști cu asta. Mai bine ești așa, cum sunt eu. Gen, fără să vezi culori. Și cu umbra în cameră să no, nu... Nu, nu, mi-e frică. Ui, ui, eu sunt <laughs> foarte fricos. Cel puțin de că n-am avut visul ăla. <laughs> să nu ai glumi oamenii cu mine, că dacă vrea... O închideam, <laughs> un, o închideam pe Oana. O închideam pe Oana și scrieam muzică horror. Stai să vezi. Muzică Cicură? horror. Și punea muzică, muzică horror? Muzică horror. Și punea muzică de asta. Nu pune că ne banează YouTube-ul după aia. Nu, nu pune. Și puneam de asta. Și o închideam acolo în... În... În dressing. În dressing. Asta stătea, avea nicio treabă Si și încerca încercat ea să mă... A zic, sparg ușa acum, zic Ui, mi-a mi-e frică da Te-a acolo? fix acolo nu mi mi-e frică mie. Doamne, mi știi cum să și șantazești acum. La nebine sau la greu, fii atent. Să ai mereu o pietricică în pantof sau să nu poți folosi dispozitivul cu ecran tactil. Telefon, laptop și asta. Pe asta înseamnă că nici internet, de care am nevoie ca să fac bani. Deci, da. Deci cu pietricică în pantof. Pietricică în pantof. Ai scos multe pietricele și nisip din Survivor acolo. Da. Să ai un fundal muzical dramatic care să te urmeze oriunde mergi. Nu, nu, nu. Să că mă influențează foarte mult, nu. No, no. Sau să ai internet o oră pe săptămână. Nu, fără, fără fundal dramatic. O Devin dramatic. Eu sunt în funcții de muzică. Dacă punem sunete. Cred că dacă un specialist mă vede și îmi spune că am vreo formă de autism, să-mi spună dacă aud sunete care sunt agitate, gen uh, mașini trecând, uh, zgomotul orașului, de exemplu, mă agită foarte mult. Eu închid întotdeauna geamul, nu pot să stau cu geamul deschis care să aud zgomot de afară. Mă agită foarte mult. Nu, nu. dacă e televizorul datare și vorbesc cu oameni, peste oameni, e la fel. Uh, dau încetul pentru că mă deranjează, mă agită. Dacă o muzică e alertă, mă agită, mă agită. Dacă e o muzică dramatică, intru în starea aia. Dacă e un film de groază și îmi pui doar muzica, mă încăca pe Dacă îmi pui muzică tristă, eu plâng. Din atât de mult... Trăiești mult, mult prin muzică. Uite, am fost, de exemplu, la, la... Ai fost la Escape Room? De groază? Da. Dar nu e de groază Escape Room. Eu... La Escape eu... Room? ui păi, mă jur. Dar erau sunete, am zis, trebuia să urc la un moment dat pe o scară în pod ca să iau nu știu ce valiză la escape room. Știi? Deci escape room, da. pentru cei care nu știu, e un joc, intri în niște camere, sunt niște indicii, trebuie să Băi, un fil de groază un în viața reală, reală de mă, groază, mă, în Și trebuie să găsești indiciile ca să ieși din... Fratei, să nu, din nu, casă. la escape room, dar de groază. A, escape room de groază n-am fost îți promit ce vorbești, păi, ce? că mi-e frică și acum că mă gândesc <laughs> băi le-am spus eu mă urc în pod dacă închideți muzica bă știam, îmi dădeam seama că erau niște actori care venea și te speria și cu stafi și cu ce era acolo dar tu îți dai seama că eu nu m-am urcat în podul ăla nici dacă mă să... nu mă duc zis, ori închideți muzica ori mă duc Păi mi-am adus aminte de o chestie trăznaie din copilărie, eram în tabără cu tata, tata era profesor de engleză, Dumnezeu să-l odihnească și ne ducea în tabere multe și noi eram, în Macedonia eram mulți veri și noi 10 copii eram numai veri din tabăra lui tata, știi? Da. Deci noi mergeam doar familia în tabără cu el. Da. Și am ajuns la un moment dat la Castelul Bran și acolo la subsol cumva ne-a băgat într-o cameră mai mică decât asta și era un sicriu pe mijloc. Și noi ne dusesem să-l vizităm pe Dracula. Aveam, nu știu, 13 ani, 14 ani. Și că acolo era castelul lui Dracula. Și eu tot trăgeam dintr-o parte din secretul ăla și nu se deschidea. Zic, bă, ce naiba? Zic, a, e pe partea elată Se deschidea din, din, din partea cealaltă da, de secretul. Da. Bă, și fix în momentul ăla a ieșit un om din dinăuntru din secriu. Am, toți, ne-am dat pe spate. Ne-am lipit de pereți. Am urlat toți ca niște copii dezmetici des des și descrierea asta, am fugit pe ușă și la un moment dat, ăla nu știu cum a ieșit din sicriu și a, a ieșit primul înaintea noastră. Și trebuia să ieși pe un hol lung cu niște perdele ah. în care scotea ăsta mâna, nu știu cum. Ah. Po, frate și atât traum. de eram, atât traum. de eram că la un moment dat eu eram cu doi ăștia verei mei mai nebuni. Ai traumă, bro. Și unul trece, primul trece mai în fugă al doilea în fața mea uh, vede că scoate mâna, ăsta la altul prinde de mână și <laughs> da, da? da. un Una în, în meclă. Și am fugit toți trei spre autocar. Și toți așteptam tot autocarul, așteptam de ce nu plecăm? Unde-i șoferul? Unde-i șoferul? unde șoferul? 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 Băi, și vine șoferul cu gheață la ochi. <laughs> Și noi era zic, bă, i-ai dat-o la -o ăsta Că era vorbimul la mai înalt Care i-a dat cu pumnul direct în ochi, săracul Și era șoferul, dacă nu-mi jura Dar ca să vezi cum e cu locurile astea Da, mie mi-e frică foarte tare, vreau E riscant, mă, nu e? Eu o eu recunosc, mie mi-e frică de așa ceva Trebuie wow. ha. Hai că mai avem câteva întrebări Și după aia te las să te duci la studiu Să trăiești într-o lume unde este mereu zi Sau unde este mereu noapte? Într-o lume, da? Da. Zi. Pentru că ziua înseamnă viață. N-ar exista viața dacă n-ar exista zi. Păi tu lucrezi noaptea, Jadon. Știu, pentru că noaptea mai multă inspirație. Noaptea e mai... Poți să fii tu poți să fii noaptea, ziua cum ești noaptea? N-ai cum. N-ai Și Biblia spune. Deci, fiți cum sunteți pe timpul zilei. Pe timpul zilei suntem cu minți. Noaptea, mergem în cluburi, străm, avem curaj. E altă viață noaptea. Ia da, tu prindeai viață când a, a pune soarele în jurul. Da, da, da. Că când, s obișnuit așa. Dorm la 7-8. Dimineața de culcare Da. Că tu în junglă era ziua, era obosit, era nu știu cum, cum venea. A cum apusul, soarele, da. Cum a soarele. Da, cu există erai... o chestie, e așa. După ce a apune soarele, o oră, două, am o, stare de bine incredibil de genial. Mai ales vara. După ce a pus soarele vara, mă simt foarte bine. Nu știu de ce. Trebuie să cauți conexiunea ta cu cosmosul, nu, nu știu. Nu-mi place să mă ardă soarele, nu-mi place să stau la soare. Poate sunt niște traume din copilărie cu cât am stat eu în soare și cât munca asta la câmp și chestiile astea, dar mă gândesc că nu știu. Poate și obișnuința ta de a cânta noaptea și... Nu, nu, că și când eram, și când eram copil, când apunea soarele, eram super vai avem. Fii atent. Să renunți la unul din hiturile tale sau muzica pe care o faci acum încolo să nu mai fie relevantă pentru generația tânără. Renunț la unul din hituri. Voi renunț mai da, la mai da, da, mai... Omul, da. Voi mai da multe, bro. O să mai dai, nu? Da. Îmi place prea mult să fac asta. N-am cum să nu mai fac. O să mai fac. Ești toată ziua în studio, n-ai cum să nu crezi. Da, da. Toată ziua. Asta fac. Stau 12, 15, 16, 20, 24, 48 de ore în studio. Dorm acolo, mănânc uneori acolo. Foarte tare. Da, asta îmi place să fac. Jador, casă de piatră. Mulțumesc, bro. Să fii sănătoși, să o aștepți mereu frumos pe Oana în fiecare seară și ea pe tine, să fiți mereu împreună. În și așa să... Tu mai ales. <laughs> Cu dantelă. Da, da, să vă bucurați de viață în sensul ăsta, să vă respectați și să... Vă dea Dumnezeu copiii sănătoși. Mulțumim! mulțumesc. Mulțumesc că ai fost la da, vorba lui Jorge. Mă bucur că am văzut altă latură a lui Jador. Altă latură? Nu e bro. Alte laturi. altă latură? Alte laturi. Păi da, v -ai, v ai spus niște chestii pe care nu le știam despre tine. Chiar dacă am vorbit mult acolo în junglă, dar m și surprins așa de, de multe ori în seara asta. Cu ce? Așa, cu multe lucruri pe care le-ai spus. Cu da. latura ta motivațională, cu experiența ta de viață. E da, -a. A fost câte, au fost câteva, ți am spus câteva chestii, da. Real e mult mai dramatic. Totul. Îmi imaginez. Real e mult mai dramatic și nu aș vrea să dramatizez. Mi-am propus să nu mai dramatizez atât. Să iau totul așa, să râdem, știi? Dar real e dramatic. Jador, îți mulțumesc pentru podcastul ăsta. Mersi și eu. Succes în continuare. Dragilor, Și ce aveți de făcut? Dați un coment, un like, un share. Dați uh, sfara în țară că Jadora vin la vorba lui Jorge. Exclusivitate după Survivor, ladies and gentlemen. Vă îmbrățișez cu drag, capul sus, nasul jos.